introducerea orelor de interdicție de ieșire din casă, echipaje întregi de poliție care inspectează străzile. În încercarea disperată de a se salva, oamenii ridică garduri lungi de kilometri în jurul orașului. Nu, pe alături nu rătăcește vreun criminal periculos. Este vorba despre mistreți, lacomi agresivi și infecțioși. Iar când pe străzi ies mii de creaturi groaznice, oamenilor le rămâne doar să se ascundă. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Cu ce a început totul? De fapt, cu două chestii, cu urbanizarea și restabilirea pădurilor. Orașele devin mai mari, dar și în pădure e destul de confortabil pentru reproducere. De aia populația de mistreți crește în toată Europa. Chiar și în orașele europene mari, de la Berlin până la Madrid și Varșovia, cazurile ce implică mistreții sunt tot mai dese. Prin Italia, de exemplu, rătăcesc la moment aproximativ 1 milion de mistreți sălbatici. Aceștia distrug culturile și provoacă cel puțin 2000 de accidente rutiere anual, dar e doar o parte din daune. În aceeași Italie, în fiecare an, mistreții provoacă pagube agriculturii în valoare de până la 22 de milioane de dolari. E din cauza că sunt foarte vorace. Aceste animale vor mânca totul în calea lor, chiar și unul pe altul dacă vor fi disperați. În afară de asta, au o capacitate uimitoare de adaptare. Anume, de aia mistreții sălbatici sunt incluși în lista celor mai invazive specii din lume. Se simte bine în orice mediu, de la câmpiile semi-uscate până la pădurile Alpelor și zonele cu baltă. Dacă are mâncare, mistrețul nu se va pierde. Dar de unde și-au originea? Se cunoaște că mistreții au apărut în Asia de Sud-Vest, iar de acolo au început să populeze continentul european. S-a întâmplat asta cu aproximativ 5 milioane de ani în urmă și destul de rapid multe civilizații au început să considere mistreții ca pradă destul de populară. La începutul secolului 20, defrișările active și dezvoltarea la fel de rapidă a agriculturii a dus la dispariția aproape completă a speciei pe peninsula italică. S-au păstrat câteva populații în Toscana, în sudul Italiei și în Alpi. După al doilea război mondial, în Italia a avut loc o creștere economică treptată. Împreună cu urbanizarea populației, pădurile erau restaurate, iar animalele sălbatice s-au întors. Fiindcă mistreții puteau mânca absolut orice și prin apropiere nu erau lupii principalii prădători, animalele s-au reprodus cu succes. Și oamenii au căutat în mod special să asigure relocarea mistreților în pădurile goale. În mare parte, asta îi interesa desigur că pe vânători. Și iată la ce a dus asta. În UE la moment se numără peste 10 milioane de mistreți sălbatici. Numărul lor continuă să crească, iar asta înseamnă că conflictele cu oamenii și ele vor crește. Mistreții care ajung să cutreiere orașele devin niște dăunători mai răi decât șobolanii sau porumbeii, fiindcă sunt mai mari și comportamentul lor e mai complicat. Mistreții în oraș sunt o problemă reală, nu doar în Europa. Pot fi întâlniți aproape oriunde. Barcelona, Berlin, Houston, Hong Kong. Grupuri întregi de mistreți au fost observate în diferite momente ale zilei, cutreierând orașele. Mistreții domnesc străzile din cauza gunoiului și oamenilor care îi hrănesc de bunăvoie. Potrivit cercetărilor recente, mistreții trăiesc în 105 orașe din Italia, în timp ce cu 10 ani în urmă erau observați doar în 2. Desigur că așa situație nu are loc doar în Italia. Ca să înțelegem cât de confortabil se simt mistreții în oraș, e îndeajuns să ne uităm la un singur video filmat de martori. Aceste animale nu sunt jenate de absolut nimic, fiindcă un alt factor important, au încetat să se teamă de oameni. În anul 2016, în Barcelona, poliția a înregistrat 1187 de apeluri despre porcii sălbatici. Mistreții distrugeau iarba, mestecau gunoiul, atacau câinii, jefuiau hrănitoarele pentru pisici și chiar se loveau de mașini. În anul 2013, un polițist a tras într-un mistreț din revolverul său, dar în schimb și-a rănit colegul. Nu m-aș fi surprins dacă, fugind, mistrețul chicotea diabolic. În general, de la mistreți, cel mai tare suferă Italia și Spania. Anume, acolo lupta cu ei este mai activă. De-aia am adunat date anume din aceste țări, dar desigur că mai multe țări sunt afectate de aceste animale. În Scoția, recent, mistreții au fost acuzați că au ucis oile de la fermele locale. Merită de menționat că pentru ei nu este ceva obișnuit, deși uneori astfel de crime aveau loc și înainte. În anul 2016, Asociația Rangerilor din Scoția au avertizat oamenii că mistreții ucid și mănâncă animalele domestice. Un bărbat susținea că a văzut cum 3 mistreți au atacat o oaie și au făcut asta intenționat. Alți fermieri spuneau că porcii sălbatici ucid în mod regulat miei și, în general, creșterea populației acestor animale cauzează haos, distrug câmpuri și ucid oi.
Ecologii însă nu cred în asta. Ei spun că mistreții vor mânca din oaie doar dacă e moartă, dar singur probabil că nu o vor ucide. Dacă ceva de genul s-ar fi întâmplat într-adevăr, cineva de mult ar fi filmat atrocitățile mistreților pe cameră. Ei bine, noi am reușit să găsim așa videouri. Mistreții mănâncă și iepuri, îi vânează intenționat. Un video cum doi ponei salvează o pereche din Franța de un mistreț furios a devenit viral pe internet. Și nu-i uimitor, mistrețul a apărut de nicăieri și s-a năpustit în direcția camerei. Totul putea să se termine trist, dacă nu erau poneii. Aceștia au apărut numai puțin brusc și au alungat mistrețul. Experții consideră că poneii nu aveau de gând să salveze pe nimeni, ci mai degrabă urmau instinctul de turmă. Probabil că l-au luat pe mistreț drept alt ponei. Apariția poneilor a speriat mistrețul, el a început să fugă. Poneii s-au luat după el, pentru că așa se comporta animalele, iar oamenii mulțumiți au filmat asta pe cameră. Când este vorba despre așa dăunători, apare întrebarea, de ce noi mâncăm? Mai ales că strămoșii noștri au făcut asta cu succes timp de multe secole. Ei bine, atunci mistreții nu erau radioactivi. Da, nu de mult un grup de cercetători au verificat carnea de mistreț din sudul Germaniei și au descoperit că într-adevăr e radioactivă. Animalele au dobândit această proprietate în urma testărilor armelor nucleare. Catastrofa de la Chernobyl din 1986 n-are nimic de a face cu asta. Da, evenimentul a cauzat emiterea unei cantități uriașe de radiație în mediul înconjurător. Aceasta a contaminat pădurile, câmpurile agricole și ființele vii, de la animalele sălbatice domestice la oameni. Urmările dezastrului s-au răspândit până în Franța. Multe animale de fermă în zonele afectate în anii de după dezastru s-au născut cu deformări. Deși mistrețul nu este un animal domestic și el a suferit de la radiația de la Chernobyl, există însă un dar, sau poate chiar două. De atunci de când a avut loc explozia, nivelul de radiație a scăzut în toată Europa, dar nu și la porcii din sudul Germaniei. În al doilea rând, oamenii de știință au înțeles că e de vină nu doar Chernobyl-ul, dar și testarea armelor nucleare. 88% din 48 de monstre de carne de mistreț testate aveau un nivel crescut de radiație. Toate probele au arătat un nivel ridicat și în Japonia. Eșantionul nu era mare, dar rezultatele au îngrijorat oamenii. Nu poate să fie așa că o anumită specie de animale e atât de bună în acumularea radiației. Atunci care-i cauza? Ei bine, motivul sunt trufele. Porcii sălbatici adoră trufele, de-aia au reușit să-și păstreze radioactivitatea. Îngropate sub pământ, aceste ciuperci devin un fel de rezervor pentru particulele radioactive. Apoi nimeresc în corpul animalului și astfel cercetătorii descoperă nivelul ridicat de radiație în carne. Interesant e că iarna porcii sălbatici sunt mai radioactivi decât vara. Iarna nu le prea ajunge mâncare, de-aia mănâncă trufe mai des. Nu e clar care țară e responsabilă pentru asta. După explozie, particulele urcă înspre cer. În momentul în care precipitațiile cad la pământ, materialul radioactiv este distribuit în mod uniform în atmosferă. De aia nu putem să atribuim consecințele unei anumite țări. Dacă vom spune că umanitatea singură a dat naștere mistreților radioactivi, nu vom greși. În anul 2015 pe Reddit a fost încărcat un album tulburător de imagini cu mistreți. Acolo unde trebuia să fie grăsimea albă, aceasta avea o culoare albastră. Arată cât se poate de nesigur din punct de vedere a consumării acestei cărni. Asta a cauzat o rezonanță pe internet și ca urmare grăsimea albastră a ajuns la laborator. Cu părere de rău, nu au putut spune sigur de ce porcul sălbatic a devenit albastru pe dinăuntru. Cel mai probabil e că motivul constă în colorantul din momeala pentru șoareci. Este adăugat pentru ca alte animale să nu mănânce carnea otrăvită, fiindcă culoarea le-ar fi speriat, dar se pare că mistreții nu pot fi opriți de nimic. O veste bună, o doză pentru șoareci nu era de ajuns pentru a ucide un porc, dar de ajuns pentru a-i picta interiorul. Ei bine, să zicem că nu poți mânca porci sălbatici, atunci poate că este mai ușor să-i prindem. Se dovedește că și la acest capitol ne vom ciocni cu dificultăți. Uneori animalele literalmente se salvează unul pe altul din capcane. Astfel, în Cehia, o femelă a eliberat cu succes doi mistreți tineri din captivitate, demonstrând un nivel înalt de empatie și inteligență. O astfel de încercare de evadare este înregistrată de oamenii de știință pentru prima dată. Treaba a fost așa. De la început, doi mistreți tineri au nimerit în capcană. Ușa a coborât. Aceștia au început să alerge în cercuri și să sară pe pereți. Peste câteva ore, în libertate, în apropiere, a fost observat un grup din 8 mistreți, printre care se afla și o femelă adultă. Ea a început să ridice și să scoată cu botul scândurile de lemn care blocau ușa capcanei.
După ce a terminat, cei doi au reușit să deschidă ușa și să iasă. Comportamentul de salvare a fost motivat probabil că de empatie. Femela a demonstrat ceea ce la oameni se numește piele de găină. Acest semn indică o stare emoțională empatică. Salvarea în sine a fost rapidă, comportamentul complex și intenționat. Așadar, n-a fost întâmplător. Cercetătorii consideră că probabil ea a mai avut experiențe de deschidere a capcanelor. De ce? Fiindcă în două cazuri anterioare, când cercetătorii primeau semnal despre faptul că animalele sunt prinse, apropiindu-se de cușcă, o găseau goală. Asta înseamnă că cineva eliberase mistreții. Acest comportament de salvare la animale nu se întâlnește atât de des. Porcii sălbatici însă au mers și mai departe și s-au învățat să folosească instrumente. Cercetătorii urmăreau cum porcii foloseau bețe ca să scape și să-și construiască locuințe într-o grădină zoo din Franța. Într-o serie mai târzie de experimente, a fost înregistrat că 3 din 4 porci săpau pământul cu un băț prins în bot. Asta vorbește despre faptul că așa comportament nu este întâmplător, ci că s-a transmis între membrii unei familii. Și noi știm cât de tare e pentru un animal să folosească instrumente. Se consideră că este un semn de inteligență. Dar nimănui nu putea să-i vină în cap că porcii sunt capabili de asta. Ei doar sunt porci. Și totuși, haide să ne întoarcem la metodele de luptă. Am rămas cu cea mai veche și cea mai eficientă, vânătoarea, dar ea poate fi incredibil de dificilă. Deși poate să pară că e mai ușor să vânezi mistreți decât alte animale, aceștia au un miros incredibil, din cauza căruia este greu să-i urmărești. De asemenea, se știe că sunt foarte agresivi, ceea ce adaugă risc. Vânătoarea clasică care se practică în Europa nu ajută. Oamenii vânează pentru plăcere și distracție. Scopul lor sunt masculii mari care seamănă cu trofee. Dar asta nu ajută. Uciderea masculului distruge familia. Din cauza asta, femelele tinere rătăcesc prin teritoriu și își încep ciclul de reproducere mai devreme. Astfel, totul încă mai mult se înrăutățește. Așadar, avem de a face cu o specie invazivă care se înmulțește pentru că oamenii încearcă să mai taie din ea. Dar merită să recunoaștem că oamenii totuși încearcă să vâneze din cauza că carnea de mistreț are un gust special, care nu seamănă cu nimic altceva. Cunoscătorii descriu gustul ca unul cu nuanțe de nuci, fără aromă de vânat. Astfel de carne se consideră o delicatesă în diferite părți ale Europei. De aceea, atunci când au posibilitatea, oamenii încearcă să mănânce mistreții sălbatici, dacă nu sunt radioactivi, desigur că. Multe țări se luptă cu specia invazivă cu ajutorul capcanelor uriașe. Prima oară au fost folosite și s-au dovedit a fi utile în SUA. Astăzi sunt folosite în toată lumea. O capcană de genul poate prinde o întreagă familie de mistreți. Apoi, animalele sunt eutanasiate, vândute și mâncate. Până când e cea mai bună opțiune de rezolvare a problemei. Roma și mistreții. Picnicurile au fost interzise, iar containerele de gunoi îngrădite, în partea de nord a Romei. Autoritățile încearcă să lupte cu populația de mistreți din zonă, nu doar din cauza că animalele provoacă haos și mănâncă totul în calea lor. Un individ mort a fost testat și s-a descoperit că avea virusul pestei porcine africane. Astfel, a fost interzis ca animalele să fie hrănite. Oamenii care se plimbau pe terenurile agricole sau prin zonele afectate li s-au ordonat să-și dezinfecteze încălțămintea de urgență. Totul s-a întâmplat deja după ce a fost introdusă ora de interdicție de ieșire din casă, pentru a combate invazia de mistreți. De la început, mistreții atacau localnicii noaptea, iar acum și boala. Vestea bună e că nu e periculoasă pentru oameni, dar vestea rea e că orașul e cutreierat de animale agresive, sălbatice și infectate. Porcii sălbatici și clima. Studiile făcute cu câțiva ani urmă arată că porcii sălbatici excretă aproximativ 10 milioane de tone de dioxid de carbon pe an în întreaga lume. E mult sau puțin? Ei bine, dacă e să credem cercetătorii, este echivalentul emisiilor a 1,1 milioane de mașini, mai ales că mistreții seamănă cu niște tractoare naturale, care sapă câmpiile în căutarea hranei. Când solul este deteriorat în așa mod, în atmosferă este eliberat dioxidul de carbon, la fel ca și în cazul utilizării automobilului. În general, în lume există 1,4 miliarde de mașini. Pe acest fundal, mistreții pur și simplu se pierd, dar fiindcă populația lor crește în regim alarmant, asta poate prezenta o amenințare serioasă pentru clima. De parcă n-ar avea destule amenințări și fără asta. Zidul și mistreții.
Cu câțiva ani în urmă, Danemarca a declarat că va construi un gard de 70 de kilometri la granița cu Germania pentru a ține departe porcii sălbatici, pentru că ei pot fi purtătorii infecției mortale, a ciumei de exemplu. Deși în Danemarca nu a fost înregistrat niciun caz, boala poate fi transmisă de la porcii sălbatici la cei domestici. Asta va pune în pericol femelele locale. Nu există vaccinuri pentru această boală, așa că ne rămân doar gândurile. Mistreții împotriva tuturor. Pe 2 iunie 2023, în Spania, un mistreț a dat buzna pe o plajă plină de lume și a rănit doi oameni. Autoritățile au fost nevoite să evacueze o parte din plajă pentru a prinde mistrețul. În video vedem cum mistrețul atacă un ofițer de poliție și un agent de la protecția animalelor. Timp de 2 ore, specialiștii au încercat să prindă animalul, dar când prin jur aleargă un mistreț de 100 de kilograme foarte agresiv, este aproape imposibil să o faci. La urma urmei, a fost neutralizat. Cum a ajuns pe plajă nu e clar, probabil că a căzut de pe stâncă în râu și de acolo pe plajă, făcând mare tam-tam. S-a comportat ca un porc, să zicem așa. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați văzut vreodată mistreți în realitate? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!